Salut tuturor, numele meu este Mario, bine v-am regăsit la un nou videoclip. În episodul de astăzi o să vă arăt cum puteți să faceți rost de XP infinit, pentru că, în caz că nu știa, și de la Fortnite ne oferă un skin gratis, un pickaxe, un glider, un rep și un loading screen complet gratuit. Însă, ca să luăm acel skin, trebuie să facem destul de mult nivel, așa că eu vă voi arăta cum puteți să faceți rost de XP infinit. Dacă mai vreți genul ăsta de videoclipuri, nu uitați acolo să dați un like, să strângem la acest videoclip peste 100 de like-uri, pentru că la ultimul videoclip pe care l-am postat am văzut că am sus peste 100 de like-uri și destul de multe vizualizări. Ca să luăm skin-ul gratis, trebuie să mai facem încă 60 de nivele la account level. Eu vedeți că am 110... Eu sunt prost, nu știu să citesc un număr. What? Am 1100 level la cont și eu pe lângă asta trebuie să mai fac încă 60 de nivele la account level. Și dacă tot e vorba de nivel, spuneți-mi în comentarii ce level aveți voi la account level aici. Am dreptul, sunt tare curios să vedem care are cel mai mult level al contului, să vedem dacă mă întrece cineva. Sunt tare, tare curios să vedem dacă are cineva mai mult decât mine. Acum, fără alte adăugări, hai să dăm drumul la glitch. Bun, băi, și fete, ca să facem acest glitch să primim XP, va trebui să mergem fix la această locație. Este perfect pentru că nu mai vine nimeni cu noi, deci avem tot timpul din lumea să le turcăm aici. Pentru că sunt șmecher, pot să iau și chest-ul ăsta, încă nu-i nimeni că să mă deranjeze. Ba, chiar o stau și la un foc de tabără, uite, stau aici așa frumos. Stau pe scaun. Și sunt eu curios că tot veni vorba. Ce zic dacă aruncați aici? Nu merge să arunc... Doamne, ce m-a speriat să mă bată tata. Bun, bun. Și acum, ce trebuie să facem? Mergem înăuntru la această discotecă. Zici că suntem un club așa frumos. Mergem la vârmiul ăsta nebun. Ce pătrățele nebune are. Dăm E, dăm pe semnul exclamării. Dăm like. Da like cum ar fi, știți? Așa trebuie să faceți și voi. Dați un like. Spargem peretele ăsta. Ca băjeții. După mergem la acest zipline, la această tiroliană. Mergem la acest zipline because I'm TJ Miles, you know, I'm TJ Miles and I come at this zipline, you know, like cap coadă, like cap coadă. Mergem, dăm E. Oh, gata, 12.000 și cu 2.500, 14.500 de XP. Frumos, ca băieții. Mai spargem câteva obiecte de-astea, mai primim încă 14.000 de XP și acum putem să ieșim liniștiți din meci. Și puteți să faceți asta în continuu, doar ce trebuie să faceți este să apăsați M, mergeți la quest in punch cards, mergeți la vorbiu Fabio și când vedeți stage 3 of 5, dați X aici și cum ar veni jocul percepe faptul că voi nu ați făcut acest quest. Ieșiți din meci și faceți iar același lucru. Dacă v-a uitat acest videoclip, vreau să dați acolo un like, să strângem peste 100 like-uri, pentru că am văzut că la ultimul videoclip am strâns și eu v-am pupat, mă duc pe tirolianul TJ Miles. V-am pupat, băiți, pa, pa!